Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Între timp, bizuit doar pe forța și avântul vârstei, ne iese în cale următorul concurent. Pregătit, Robert? Da. Pentru ce? Pentru ce făcut. Cum este viața la 13 ani? Foarte frumos. E și grea? Este și grea. Lovituri, destul de multe. De unde ai rupt? Când eram mic, am început să fac un sport numit judo. Îmi place foarte mult pentru că te învață să te aperi, să cazi, te învață să fii respectuos, să ai loialitate. Dar cum este să gătești? Foarte frumos. Când ți-ai descoperit tu pasiunea asta pentru gătit? Pe la 5 ani. Eu m-am apucat de bucătărie dintr-o joacă, mă jucam cu oalele și mă întreba mama dacă vreau să învăț să gătesc. Și prima mea rețetă a fost pan de șpan. Urmăresc emisiunea Șef la cuțite din primul sezon. Din primul sezon țineam cu domnul șef Florin Dumitrescu. Este mai creativ, pentru că oamenii mai tineri au, sunt de fel mai creativi și nu au, să zic așa, o minte mai îmbâxită decât mintea oamenilor mai bătrâni. Mie mi-ar plăcea să învăț o bucătărie moleculară, pentru că mi se pare o bucătărie foarte grea și pe care oricine ar trebui să o știe dacă vrea să se apuce serios de bucătărie. Sunt foarte mulțumit de preparatul meu, ești exact cum trebuia. Este, să zic așa, sos, compoziția de vanilie este jumătate și compoziția de ciocolată este jumătate. Și pe interior, dacă vă uitați, este ciocolată și într-o parte un pic mai mică este vanilie, pentru că vanilia mai mult stă deasupra decât ciocolata. Eu am un vis al meu, este să-mi deschid propria mea tonetă, un food truck destul de mare, în care o să servesc deserturi și diferite preparate asiatice. Asta a fost. Al doilea cuțit de aur, Cătălin. Și ce să vezi? Cu desertele ai și tu. Bă! Dacă zic. E desert. Haide, mă, facem un pariu. Facem pariu că nu-i cuțit. Porți mască. Cine nu ghicește, poartă mască. Bă, deci facem pariu că nu-i cuțit. Zici ciorbă, Florin? Nu e ciorbă. Hai, ce desert, desert, desert. Aici e desert? Tocăniță. Bă, cine mâncărică? Poartă mască dacă... Cred că tu. Ai zis că e desert. Dar voi nu ghiciți? Păi am zis că e mâncărică. Tocăniță, mâncărică. Amândoi? Da. A, o să vă bag amândoi cu... Haide. Hai. 3, 2, 1 și... Ți-a zis, ți s-a spus, nu se pune. Nu, pe cuvântul meu, dacă mă, asta ți s-a spus. Cu voi acolo, mă, nu fi nebun. Cătălin poartă mască, că a fost cel mai departe. Eu am zis că e mâncărică. Eu ce-am zis? Mâncărică amândoi am zis. N-am zis așa ceva. Dar tu ce ai zis? Eu am zis că e dulce. Tu ai fost cel mai departe. În mintea lui a zis că e dulce. Nu spun că e bun. Dar în mintea lui, ce, nu l-a auzit era... nimeni. Nu, discuția așa a fost pe dulce, că vine cu zic cu dulce. Și a zis, bine, o să vină dulce, dar nu-i puțin de-au. E chec sau e ce? Da, mă, hai, zic că e bun. Hai să vedem. Ce e ăsta? Un chec? Adică e cuțit de aur, care și e care... un fel de chec ăsta, băi. Făcut altfel. Un chec făcut în tigaie, fii atent. Știi că e, mă? Făcut în tavă, e bun. I-a dat cu dulceață, nu mai simt ce gust are. Bucata asta neagră e brownie sau e negresc? Cacao, bă. Seamănă cu negresc. E chec, mă. Gustul, mă, că e bun. O să vedeți că e un copil. Ai văzut? Bă, stai. Bravo, tată. Cum să facă copil chec în tigaie? Păi și cum să-ți facă o bunicuță chec în tigaie? Dar nu e în tigaie, bă. E în oală. E oală, ce prost așa. În tavă. Este tot bărbat. Păi dacă am primit ciorbă de perișoare e de la un bărbat, la un sensei. E nașul. Nașul lui sensei? Nașul lui sensei. Cum o fi? Eu cred că e soacră. Cum ar fi? Hai să vătăm chec. Pandișpan sau chec. Ăla stai. Bravo, mă. Doamne, ajută să dea de cuțit. Haide. Hai să fie cuțit. Cât îmi dați cuțit, e că jar mâncați. E copil. Bună ziua. Salut. Salut. Dragul de ieri. Mă numesc Andronic Robert Andrei, am 13 ani și vin din Bacău. Păi, Andrei, cum mă spunem? Cum mă spun băieți? Jackson. Cum? Jackson. Jackson? Jackson? Da. De ce? Pentru că când aveam 4 ani m-am apucat de judo și domnul antrenor mi-a pus porecla Jackson că aveam părul curlionțat. Și stai un pic, ce ai zis? Te-ai apucat de? Judo. Judo. Oh, deci tot un fel de... a fost pe acolo, pe aproape. Un sensei, dar mai mic, băi. Mă, tu vezi că seamănă cu Dumitrescu? Da. Are părul creț și 46 la picior. Chiar că zici că e Dumitrescu. Stai așa, să vin mai aproape de tine acolo, să vede. Stai așa, să zâmbim amândoi. Dar Dumitrescu n-are curajul tău așa să-și cumpere și niște ciorapi din aia frumoși. Nu pot să por din aia.
Fanii, mă, fanii. Hai să ne uităm așa, salut. Nu. Mamă, de ce ai zis că și ăsta îmi face vreuna, da? Leagă, de leagă, tine, mă. Bă, m-a speriat că ne-am dat seama că... Noroc, hai să nu ne bate. A, vrei să ne luăm în brațe? Învață-l, mă, și cu el. N-ai de aici, mă, tine, acum, n-ai de... Știi, ce? Ai de aici, mă, tine, mă. De ce, mă? Stai un pic, stai cu mine. Calm, calm, mamă, cum e săracul, vină-mi cu ața. Băi, băiat, bă, stai, mă, cu minte, mă. De ce ai emoțiile astea? Te cunosc. Ai, mă, dragul de el. Fii atent, a venit un nebun la noi și ne-a zis că există cooking bro, e o chestie din asta așa și faci un coș și tu te bași pe sub el. Hai să vedem dacă merge. A, și acum ne luăm în braț. Bravo. Cooking bro! Cooking bro! Asta ies. Mi-a părut bine. Mâine să-ți aduc o pereche de șosete de-astea de la... Băi, am ceva, dar am cu sushi. Eu am de aia cartofi prăjiți. Bun. Bă, să nu te întreb în ce ai, tipă, ai făcut cooking bro cu noi, acum ești fratele nostru. Mai mic, da. Nepoțelul. Nepoțelul, frate. Cu voi toți? Liniștit. Da. Haide. Haide, cum să nu dau? Ce uite la... Ce băiat... Așa forțoasă. Bă, băiete, mă, alo! Ciudocan. Șer, mă, ce-i cu mine, că sunt bătrân, mă. Cât aveți? 44? Sau cât? Of, mulțumesc foarte mult, ești foarte drăguț. 39. Dar păreți tânăr. Dar am o problemă. De ce ați slăbit? De ce? De ce? Arătați mai bine în anii anteriori. Erați așa mai drăguț, mai plinuți. Mai pufoșenie, așa. O, Jackson, îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Dar când o să ajungi la... Arată-ți bine și slav. Dar când o să ajungi la vârsta mea și o să te duci la un control de ăsta de rutină și te întreabă doctorul, domnul Scarlătescu, dacă întoarceți capul în partea dreaptă, ce vedeți? Mai o chiuvetă și o din aia de electrocardiogram. Nu e bine. De ce? Păi în dreapta începe așa. Tocmai ați intrat pe alea artiștilor de la Belu și deja ați trecut de primele două rânduri de... Ați trecut de dindică de... Mă duceam ușor spre locul de vecitat. Dacă nu slăbeam, la revedere, pa. A. Și cum să-i las pe ăștia doi fără mine? Îți dai seama că n-avem noi norocul ăsta. Nu se descurcă ei fără Jackson, mine. Ce n-ai? Da. Ești judocan. Da. Presupun că mergi la școală, că așa e frumos. Normal. Așa. Ce? Normal. Văd că gătești. Da. Ce mai faci? Fac not vara. În not? Da. Băi, ai gagică zi? Nu. Cum mă n-ai gagică? Nu. Părul creț, așa, simpatic, frumușel, faci cine judo. Cine mai ia pe mine? Ha? Cine mai ia pe mine? Cine te ia pe tine? Stai, mă, cum de adică cine te ia pe tine? Bă, parcă m-am auzit pe mine. Și acum nu mai scapi. Toată lumea după tine. Ia zi, mă, cum adică cine te ia pe tine? De ce se zice așa? Haide, mă, nu e... N-ai și tu o coadă de fete după tine? Că... Na, bătaie știi. Da. Drăguț ești. Să zicem. Ești deștept. Ba să le zici. Păi le gătit, gătești. Bă, tu dai seama, tu ce înseamnă să le gătești? Deci, pe cuvântul meu, deci dacă o ai și pe aia cu florile și pe asta cu gătitul, deci, mamă... Spune Cătălin cum e. Ascultă-l pe Cătălin, care are experiență, ho, ho, ho. Da, dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ai vrea să fii? La mine? Da. Oh, uite, la fel, ce mă, zod, în primă, ce... N-ați văzut acum că semănăm... Corect, semănăm, avem... Până nu v-am spus eu, nu știați nici tu nici el. Ba da. Ba nu. Revenim la cuțite alături de bucătărașul cel viteaz, ce a atacat cei trei uriași cu un pandișpan. În afară de pandișpanul ăsta, ce mai faci? Sarmale, ciorbă de burtă. Faci sarmale? Da. Băi, ciorbă de burtă. Bă, tu auzi că nu ciorbă de burtă. Sarmale. Sarmale. Ciorbă de burtă. Ciorbă de burtă. Și cum faci tu ciorbă de burtă? Păi iau apă, iau burtă de vită. Nu, dar rețeta ca și notează acum, Cătălin. Burta e crudă sau fiertă? E prefiertă. Prefiertă, așa. Nu, mă, că știe. A, mă, gata, știe ce să știe. Eu mă bucur că ai venit la noi și că te-am cunoscut. Eu sunt fericit că v-am întâlnit. Și dacă o fi sub, cum să zic, clopot. Clopote. Să fii. Dacă nu sunt, nu sunt. Am dat. A, ce emoție are mie. Cine vrei să-ți arate primul? Toți trei deodată, dacă e. Ca să scap mai repede. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.